Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 1, versetul 27. Nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Sau dacă vreți, trăiți o viață demnă de Evanghelia lui Isus Hristos. Suntem bucuroși să fim din nou împreună, dragilor. Suntem bucuroși că putem să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să să sustragem din cuvântul lui Dumnezeu toate informațiile necesare să trăim o viață plenară. Consider că vremurile acestea pe care le trăim noi sunt vremuri de mare provocare pentru Biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos este provocată, dacă vreți, de o cultură nemai întâlnită, o cultură care are o forță deosebită să modeleze comportamente, să transforme viața oamenilor într-un sens negativ. Tocmai de aceea pentru Biserica lui Hristos există mai multe semnale de, alarme, de alarmă plecând de la Domnul Isus și apoi apostolii au continuat în demersul acesta. Domnul Isus Hristos a spus că atunci când va veni Fiul omului, va mai găsi El oare credință pe pământ. Acesta este un semnal de alarmă că această uh, uh, forță puternică numită credință se va slăbi foarte mult în vremurile, va slăbi foarte mult în vremurile din urmă. Pe de altă parte, Cuvântul Domnului ne spune că, în vremurile din urmă, dragostea celor mai mulți se va răci. Asta înseamnă, din nou, o scădere, o cădere. Vedeți, dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și Apostolii au vorbit, caracterizând generațiile care vor fi în ultima parte a istoriei, de exemplu, Apostolul Pavel, când. Caracterizează vremurile din urmă, el spune că oamenii vor fi, într-un fel sau altul, iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, și numără acolo o mulțime de trăsături negative de caracter pe care oamenii, însă atenție, nu oamenii din lume, cei care fac parte din mișcarea aceasta mondială numită creștinism. Veți spune cum, frate Alin, creștinismul va fi afectat de astfel de mișcări din interior? Vă spun că da. Unitatea, dacă vreți și spuneam și în momentele anterioare, unitatea credincioșilor, unitatea credincioșilor lui Hristos va fi întotdeauna la nivel de duh, în duh și în adevăr. Tot ceea ce se încearcă în perimetrul acesta al creștinismului se numește ecumenism. Ecumenism. Pentru că el creștinismul, găzduiește o mulțime de mișcări religioase, unele dintre ele chiar cu semne evidente de apostazie. Tocmai dacă încercăm să aducem toate mișcările din cadrul creștinismului în unitate, noi nu vom face altceva decât să formăm un ecumenism, dar nu unitatea pe care și-o dorește Dumnezeu. Astfel, unitatea rămâne doar la nivel de duh și doar în adevărul fundamental pe care îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Plecăm, așa cum spuneam, de la premiza că Biserica, Biserica lui Hristos este confruntată cu cea mai mare provocare ea trebuie în mod obligatoriu să-i facă față. Și că foarte mulți creștini ajung în aceste vremuri din urmă să tăgăduiască puterea Evangheliei prin stilul lor de viață. Critica constantă adresată în dreptul creștinilor, în dreptul Bisericii lui Hristos, este aceea că ei, creștinii, că noi, creștinii, nu trăim conform cu Evanghelia. De aici apare și zicala face zice popa, nu ce face popa. Face zice popa, nu ce face popa. Am văzut că sora Florica uh, Durle a dat aseară un share pe Instagram, că mă uit și eu să văd ce șeruiți pe Instagram. Cred că și dumneavoastră vă uitați să vedeți ce sharuiești și eu pe Instagram. Și am văzut uh, imaginea unui. Uh, Oma lui Dumnezeu îmbrăcat în sutană care lovea o femeie cu flori în mână, o lovea cu piciorul. Tocmai de aici, dragilor, vedem că această critică care vine din partea lumii împotriva unor creștini este cât se poate de bine fundamentată. Da? Fă ce zice popa, nu ce face popa. Popa nu trebuie să dea cu piciorul, de asemenea nici pastorii nu trebuie să dea cu piciorul, ei trebuie să trăiască conform modelului pe care îl avem fiecare dintre noi și acesta este Domnul Isus Hristos. Dragilor, așa cum spuneam, avem de-a face cu o cultură care are o putere nemai întâlnită de a modela comportamentul și în mod deosebit comportamentul creștinilor. Din păcate care se conformează, se adaptează la acest stil de viață păcătos pe care îl promovează societatea aceasta și să știți că această cultură cu care avem de-a face ne creează foarte multe probleme și a reușit să producă pagube și daune în cadrul creștinismului mai mult decât au produs toți acești persecutori care l-au urât pe Domnul Isus Hristos de-a lungul istoriei, de la Nero la Mao Dung. Cultura cu care noi, noi ne confruntăm este o cultură agresivă, o cultură puternică, o cultură care are o matriță și în care caută să-i bage pe toți creștinii, pe toți copiii ai lui Dumnezeu. Spuneam și în alte contexte că cea mai mare provocare pentru biserică să știți că nu este de natură politică. Pentru că urmează să ne alegem viitorul președinte, parlamentul și așa mai departe, Dumnezeu să vă dea înțelepciune. Uitați-vă la caracterul oamenilor, plecați de la premiza că nu există candidat născut din nou în limbajul nostru, da? nu există candidat care să aibă toate caracteristicile autentice ale unui copil al lui Dumnezeu. Unii dintre ei sunt religioși sunt sub influența Evangheliei, dar nu avem candidatul perfect. Îmi pare rău că trebuie să spun asta, nu avem candidatul perfect. Da, cred că singurul care poate să guverneze foarte bine o națiune și întreg pământul rămâne și va fi întotdeauna Domnul Iisus Hristos. Oamenii au limitări, oamenii sunt supuși eșecului, erorilor. Oamenii au tendința să promită multe, dar să nu le reușească pe toate. Pe de altă parte plecați de la premiza că nu există partid în mod absolut creștin. Nu există. Că unii ridică Biblia, că alții ridică crucea, că unii vorbesc despre Sfinți, despre Dumnezeu în campanie electorală. Bravo lor! Unii sunt sinceri când vorbesc despre Dumnezeu și despre aplecarea lor față de viața de credință. Însă, cea mai mare provocare pentru biserică nu este de natură politică. Fiți atenți, cea mai mare provocare pentru biserică nu este de natură ideologică, cu toate că avem de-a face cu curente ideologice foarte puternice. Da? Citeam tot ieri pe internet o știre că un preot homosexual a spus că Biblia nu este făcută pentru anul 2024. Un preot anglican homosexual a zis că Biblia nu este făcută să fie relevantă pentru anul 2024. Da? Avem o confruntare cât se poate de dură și cu aceste noi ideologii care caută să fie implementate de la nivelul cel mai de jos, acolo unde pot să modeleze comportamentul uman, în mod deosebit să intre în conștiința copiilor noștri, pentru că lupta lor nu este neapărat să intre în Parlament, că sunt deja destui acolo. Lupta lor nu este neapărat să se infiltreze prin anumite biserii sau instituții religioase, că au reușit unii dintre ei chiar să fie ordinați preoți homosexuali și femei, de asemenea, care oficează slujbe și căsătorii și, da? Uh, misiunea lor este să ajungă în grădinițe și în școli, să debusoleze copiii noștri, conștiința noastră, identitatea noastră, să-i facă pe copii să creadă, uitându-se în oglindă, dacă e băiat, că poate să fie și fată, și pisică, și câine, și șobolan, și ce mai gândesc oamenii aceștia care și-au pierdut mințile în mod efectiv. Cea mai mare provocare, dragilor, pentru Biserică nu este de natură militară, cu toate că suntem în mijlocul unor conflicte militare cât se poate de serioase. Cea mai mare provocare este de natură spirituală și teologică. De natură spirituală și teologică, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Însă, bătălia, să știți că nu se dă doar împotriva forțelor demonice, doar împotriva batalioanelor de îngeri căzuți, doar împotriva duhurilor uh, rele care exercită o putere extraordinar de mare prin aceștia, ci războiul nostru se dă, dragilor, și împotriva celor care au trădat din interior, împotriva unui creștinism apostat, Pavel spune pe vremea lui, nu doar că există o altă evanghelie, dar sunt unii care în demersul lor îi tulburau pe creștini, aceștia erau un mod deosebit în prima instanță iudaizatorii că au post, apoi au fost și înșelătorii și cei care au avut mai multe demersuri să afecteze Biserica lui Hristos da? nu doar că este o altă evanghelie apelul pe care îl face Dumnezeu în dimineața aceasta este să trăim o viață demnă de evanghelie dar constatăm că sunt mai multe evanghelii și sunt unii oameni care, în demersul lor, vor să răstoarne Evanghelia. Deci, nu doar că este o altă Evanghelie, spune Pavel de atunci, că existau copii, existau falsuri, da, dar sunt unii oameni care vă tulbură, tulburau comunitățile creștine și voie să răstoarne Evanghelia lui Isus Hristos. Demersul acestor oameni era să răstoarne. Evanghelia lui Isus Hristos. Cum și astăzi sunt o mulțime de oameni care vor să răstoarne Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Și primul care vrea să o răstoarne pentru că el știe câtă putere este în Evanghelia lui Hristos, acesta este diavolul care tremură de frică când Evanghelia este proclamată cu autoritate și prin Duhul Sfânt. El tremură de frică. Dragilor, acest război nu constă doar în combaterea unor filozofi păgâni, ci și în combaterea unor preoți unși cu toate alifiile unor lideri religioși unși cu toate alifiile, împotriva membrilor unor culte deraiate care îl tăgăduiesc pe Hristos și împotriva demnitarilor infidele. În astfel de situație, când asupra noastră, dragilor, s-a produs un asalt extrem de puternic, nu ne putem permite o gândire confuză și o trăire cu compromis. Și aș vrea să repet lucrul acesta, da? într-o situație când asupra noastră s-a produs un asalt extrem de puternic, nu ne putem permite o gândire confuză, categoric. Noi nu putem să trăim în confuzie în vremurile acestea. Trebuie să fim fundamentați în adevărul Evangheliei. Atunci când deschidem gura, să deschidem gura rostind adevărul fundamental al lui Dumnezeu. Pe de altă parte, dragilor, noi nu ne putem permite o trăire cu compromis. Ci suntem chemați la o viață demnă de Evanghelia lui Isus Hristos. Suntem chemați la o viață demnă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Dragilor, este Biserica lui Hristos pregătită să facă față acestor provocări? Sunt urmașii lui Hristos ancorat suficient în Evanghelie, astfel încât să se poarte așa cum El își dorește să se poarte? Cunoaștem noi marile adevăruri via ale credinței care întotdeauna și-au dovedit capacitatea de a influența istoria, de a transforma culturi și de a transforma radical viața oamenilor. Cunoaștem noi aceste adevăruri fundamentale? Trebuie să vă spun că din statistici tragem concluzia că mulți urmași al lui Hristos de astăzi nu au început să lupte cu toată dimensiunea adevărului, chemării, pentru că nu sunt conștienți de pericole în prima instanță, și nici de importanța crucială a acestei perioade pe care o parcurgem. Mulți dintre creștini mărturisesc în aceste vremuri că trăiesc conform Evangheliei, dar se află la marginea existenței spirituale. Unii dintre noi suntem atât de slabi, atât de inconsecvenți și atât de biruiți de lumea din jur. În nefericire se trăiește într-o lejeritate și o delăsare în ce privește comportamentul creștin, încât nu se mai vede niciun semn că suntem creștini autentici. Evanghelia noastră, dragilor, cu tristețe spun, a devenit atât de ștearsă și de neputincioasă pentru că nu o studiem cum trebuie, nu o trăim și pentru că nu o proclamăm. Acum mă întreb pe dumneavoastră, mai are Evanghelia putere? Are, nu? Are putere. Oare nu mai este Evanghelia puterea lui Dumnezeu? Iar rămâne puterea lui Dumnezeu. Sau nu mai avem noi putere? Cred că acesta este adevărul. Noi nu mai avem putere. Dragilor, este vremea de luat atitudine. Este vremea în care trebuie să ne purtăm așa cum ne-a cerut Domnul nostru, Isus Hristos, să ne purtăm. Și anume, într-un chip vrednic de Evanghelie. Pentru că, dragilor, Evanghelia este întotdeauna proaspătă. Evanghelia este întotdeauna convingătoare. Evanghelia lui Isus Hristos este întotdeauna explozivă, dunamis, are putere, da? Și Evanghelia lui Hristos este întotdeauna influentă. Vestea bună a lui Isus Hristos, oricum ne poziționăm noi față de ea, va birui. Vestea bună lui Hristos va birui. Dragilor, astfel, nu mai este vremea pentru formulări drăguțe și banale ale credinței, ci este vremea de luat atitudine prin proclamarea Evangheliei lui Isus Hristos cu o pasiune mistuitoare și o trăire autentică. Da? Ne place deseori să fim în zona în care auzim tot felul de formulări drăguțe, o Mașina peste câine și câinele omorâte, și șchiop și plângem, și nu-i vremea că ajunge în necazuri și în suferințe, nu vine câinele să te salveze. Trebuie să, să ne ridicăm la nivelul acela în care să proclamăm în mod fundamental Evanghelia lui Isus Hristos, cu o pasiune mistuitoare, dar în același timp și cu o trăire autentică și cu o trăire autentică. Pentru că Evanghelia lui Hristos este o constelație de adevăruri care nu pot și nici nu vor fi vreodată schimbate, dragilor. Dar ce se întâmplă cu noi, cu propovăduirea noastră, cu Evanghelia pe care o propovăduim, cu modul în care trăim? Domnul ne cheamă astăzi la o viață demnă de Evanghelie. Marele predicator Billy Graham a avut un succes ca nimeni altul pentru că în toate predicile sale el nu a venit cu formulări banale și drăguțe, ci întotdeauna a zis, The Bible says, Biblia spune, Evanghelia spune, Cuvântul lui Dumnezeu spune, în predicile sale. N-a fost loc niciodată pentru păreri de ale lui, pentru formulări drăguțe, ci întotdeauna a vestit Cuvântul lui Dumnezeu. Și dincolo de faptul că, că a propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu, omul acesta a și trăit Cuvântul lui Dumnezeu. A fost unul dintre cei mai autentici, și de caracter oameni ai lui Dumnezeu din ultimul secol. De aceea, dragilor, este important să știm că acest cuvânt, Evanghelia, apare de 100 de ori, apare de peste 100 de ori în Noul Testament și din frecvența cu care este folosit acest cuvânt ne dăm seama cât de importantă este Evanghelia. Evanghelia lui Isus Hristos. De aceea e important să o proclamăm cu putere și să trăim o viață demnă, ținând cont de ea. Haideți să vedem cum putem să trăim o viață demnă de Evanghelie. Cum putem să trăim o viață demnă de Evanghelie? Întâi de toate, trăim o viață demnă de Evanghelie, dragilor, când îi respectăm autorul. Trăim o viață demnă de Evanghelie când îi respectăm autorul. Dacă veți întreba oamenii cine este autorul Evangheliei, unii o să vă zic că la nivel colectiv, cei care întotdeauna studiază din surse externe, din zone conspirative, din materiale care se livrează necontrolat pe internet, tot am avut discuție cu un coleg zilele acestea la campionate și mi-a explicat el cum este scrisă Biblia, de ce a fost scrisă Biblia, de cine este Biblia. Și am zis, uite, stau cu tine de vorbă și constat că toate informațiile tale sunt din surse externe, din zone conspirative din uh, direcția unor oameni care n-au nici caracter și n-au nici intenții bune față de populația uh, planetei. Eu îți vin uh, în ajutor acum cu surse din cadrul intern, da? Îți dau dovada unor teologi de caracter care au studiat în mod consecutiv pentru, pe tot parcursul vieții lor și au adus dovezi concrete despre autenticitatea Bibliei, despre autor și despre... Da, el îmi dădea doar surse externe, că a citit pe internet, că a văzut în zona conspirativă. Sunt unii oameni care spun, domne, autorii sunt unii oameni care au vrut să țină masele de oameni mai puțin deștepți sub frică, sub teroare, să existe un cod moral după care să-i ghideze, să-i călăuzească, să-i țină acolo într-un mod, știți dumneavoastră cum spun. Alții spun că Biblia a fost scrisă de o civilizație mai avansată. Nu știu dacă v-ați uitat zilele acestea la televizor și ați văzut că din peisajul acesta al personalităților a plecat o personalitate cunoscută, știți foarte bine despre plecarea domnului Silviu Prigoană. Cred că ați văzut fiecare dintre dumneavoastră. Vedeți când vine vorba de autor, dragilor, noi când luăm o carte să o citim, ne uităm întotdeauna în spatele cărții, pe copertă, și acolo este o caracterizare, o definiție, dacă vreți, a autorului. Este căsătorit cu, cu tare, are doi copii, are studii universitare, este pastor la biserică, este creștin, nu este creștin, e șmecher, nu-i șmecher, iertați-mă, da? Găsim acolo o caracterizare a autorului respectiv. Noi când ne uităm la Evanghelie ne permitem să spunem orice despre autor. Dar cine vrea să trăiască o viață demnă de Evanghelie, pentru că toți suntem într-un context creștin, trebuie să respecte în mod absolut autorul Evangheliei. Și autorul Evangheliei, dragilor, să știți că este Dumnezeu. Cu toate, cu toate că la scrierea acestei cărți au contribuit peste 40 de autori în decursul a 1600 de ani. Vechiul Testament conține 39 de cărți și Noul Testament 29 de cărți, da? Însă chiar dacă Dumnezeu nu a scris literalmente scripturile cu propria sa mână, el a călăuzit perfect mințile și mâinile scriitorilor, astfel încât toată scriptura este insuflată de Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în felul următor, în 2 Timotei 3 cu 16, că Dumnezeu este autorul. Spune în Evanghelia după Marcu, capitolul 1 cu versetul 14, după ce a fost închis Ioan Botezătorul, Iisus a venit în Galileea propovăduind Evanghelia cui? Lui Dumnezeu. Astfel aflăm că autorul este Dumnezeu, nu oamenii. Chiar dacă Dumnezeu s-a folosit de profeți, de regi, de slujitori ai lui Dumnezeu, în mod absolut Dumnezeu i-a călăuzit pe acești oameni să scrie tot ceea ce Dumnezeu a vrut să transmită omenirii. Vedeți? Versetul din 2 Timotei 3 cu 16 este unul dintre cele mai importante versete din toată Biblia pe tema inspirației. Pentru că El ne învață că scripturile sunt insuflate de Dumnezeu, că Dumnezeu a turnat suflarea în ele. În chip miraculos, El a comunicat cuvântul lui oamenilor, conducându-i în redactarea sa, pentru a fi păstrat pentru toate generațiile și pentru a se adresa tuturor oamenilor din toate generațiile de pretutindeni. Astfel Dumnezeu este autorul. M-am uitat la domnul Silviu Prigoană care a făcut niște afirmații destul de periculoase. Unii creștini deja au pus moartea lui pe seama afirmațiilor pe care le-a făcut pentru că moartea lui a survenit imediat după afirmațiile pe care le-a făcut în aceste episoade de podcast. De Silviu Prigoană pe care dumneavoastră probabil îl cunoașteți foarte bine, cel care a luptat enorm de mult pe când a fost în Parlament ca să se aprobe legea prostituției, da? asta era cea mai importantă problemă a României. Da, așa a făcut să se aprobe legea prostituției. Într-un episod de podcast, el a zis în felul următor când a fost întrebat de existența lui Dumnezeu. Și a zis, păi știi ce părere am eu despre Dumnezeu? Să mă iertați că eu redau ce a spus omul acesta. Că nu există. Și dacă există, Dumnezeu este cu handicap și are un picior de lemn. Despre Biblia a zis, nu trebuie luată o carte scrisă acum o mie de ani în urmă de bună. Nu există intervenție divină. Biblia este un manual de marketing. Nu a existat niciodată spirit și suflet. Sunt niște invenții de semantică. Nu există har. Eu vă întreb pe dumneavoastră, există har? Aleluia! Și ce generos e harul lui Dumnezeu? Da? El a zis, nu există har. El l-a refuzat constant. Că Dumnezeu putea să-i ofere și lui cu generozitate har, da? Noi ne tragem dintr-un alt fel de animal. Așa a spus domnul Silviu Prigoană. Oamenii sunt confuzi când vine vorba de autorul Bibliei. Au scris oamenii, civilizații, cei care vor să controleze lumea și așa mai departe. Dragilor, în mod absolut, autorul Evangheliei este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Stăteam de vorbă cu un coleg și venise vorba despre zona de spiritualitate. Și o doamnă antrenoare zice, uite aici te înțelegi cu Alin Jivan, că el știe foarte bine în zona asta, vorbește cu el despre spiritualitate. Și stând de vorbă noi doi, el îmi spune la un moment dat, trag concluzia, că nu avem parte de aceeași spiritualitate. Și am zis, da, nu avem parte de aceeași, tu ai o multitudine de idei religioase și spirituale, din toate cultele, din toate formele posibile, de peste tot, de, de pe pământ. Eu am identificat creatorul și autorul Evangheliei și acesta este Dumnezeul Bibliei, Elohim, Jehova, El este. Diferența este că eu L-am identificat, tu încă îl mai cauți. Nu i-am spus-o sub modul ironic, că e un prieten foarte bun. Dar el a constatat, a zis, mă, până la urmă îmi dau seama că tu ai identificat autorul, eu încă nu. Și tocmai de aici pornește frumusețea relației cu Dumnezeu. 1 Tesalonicen doi cu 9, Pavel spune, pentru că vă aduceți aminte fraților de osteneala noastră pentru care am muncit zi și noapte ca să nu fim o povară pentru niciunul dintre voi și v-am propovăduit Evanghelia lui Dumnezeu. Astfel, autorul Evangheliei este în mod absolut Dumnezeu. În mod absolut Dumnezeu. Și a trăi o viață demnă de Evanghelie înseamnă să-i respecti autorul. Dacă ar fi să-i facem o caracterizare a lui Dumnezeu, am plecat de la premisa că El este Creatorul. Că El este tot puternic. Că El este tot știutor. Că El este omniscient. Că El este bogat în dragoste. Deseori am auzit că această Evanghelie este scrisă de un Dumnezeu al dragostei și că Evanghelia este o scrisoare de dragoste adresată omenirii. Aici vedem inima lui Dumnezeu mai clar decât oriunde, vedem adâncimea iubirii sale, a grijii și a milei sale. V-aș încuraja și vă încurajez în după-amiaza aceasta. Citiți Evanghelia. Este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi. A respecta autorul dragilor înseamnă a împlini decretele emise în această carte hotărârile, poruncile, a experimentat dragostea lui și a împlinit tot ceea ce este scris în această carte. Vedeți, într-un context religios, Domnul a zis, degeaba îmi spuneți, Doamne, Doamne, și nu faceți. Dumnezeu a zis, dacă îmi spuneți Tată, dați-mi cinstea de Tată. Nu mai rostiți Dumnezeu și apoi trăiți. 2. Trăim o viață demnă când respectăm persoana centrală a Evangheliei. Spuneam mai devreme că au fost mulți care au încercat în demersul lor să răstoarne Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Al doilea element important al Evangheliei este mesajul său, care, desigur, este centrat pe Isus Hristos. Mesajul Evangheliei este centrat pe Isus Hristos. Mai mult, fraților, vă spun Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care și voi ați primit-o și în care stați. Prin care și voi sunteți mântuiți, dacă țineți strâns cuvântul, fiți atenți, dacă țineți strâns cuvântul pe care l-am propovăduit, dacă nu credeți, dacă nu veți crede în zadar, că își v-am dat în primul rând ceea ce am primit și eu, și anume, aceasta este Evanghelia, că Hristos, nu Fecioara Maria, nu Arsenie Boca, nu Papa de la Roma, nu Parascheva, nu Patriarhul Daniel, nu președintele cultului penticostal, al baptiștilor, al cine vreți dumneavoastră, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și că a înviat a treia zi după Scripturi. Astfel, dragilor, mesajul central al Evangheliei este Isus Hristos și doar Isus Hristos și numai Isus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Acesta este mesajul Evangheliei, da? Că și Hristos a murit pentru noi și a înviat a treia zi conform Scripturii. Și aceasta este Evanghelia pe care trebuie să o credem și acesta este mesajul prin care suntem mântuiți. De multor oameni oamenii încearcă să adauge lucruri la aceasta. Ei spun, credeți și faceți fapte bune. Credeți și fiți botezați. Credeți și alăturați-vă unui grup. Dar Pavel nu adaugă nimic din toate acestea. Dacă mărturisești cu gura ta pe Domnul Isus și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Sunt unii care doreau să răstoarne Evanghelia. Nu doar că există o altă Evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură și voie să răstoarne Evanghelia. De fiecare dată când nu-i respecti autorul și nu respecti mesajul central al Evangheliei care este axat în mod absolut pe Hristos, noi suntem predispuși să răsturnăm Evanghelia lui Hristos. Unii încercau să o strice, Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, spune Pavel, cum fac cei mai mulți, ascultați. Cei mai mulți. Ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. De ce au ajuns oamenii să zică, ce, zice popa, nu ce face popa? Pentru că cei mai mulți strică cuvântul lui Dumnezeu. Asta e problema. Că la biserică zicem una, îl invocăm pe Dumnezeu, da? Și apoi... În... Peste săptămână sunt oameni care trăiesc pentru mamona. Și atunci îi spun că există o discrepanță foarte mare, există o crăpătură în viața voastră ca și distanța dintre rai și iad. La biserică, Dumnezeu, acasă, iadul. De aceea oamenii zic, fă ce zice popa. Păi nu ne-ar trebui să zicem ca și Pavel. Fă ce face popa. Și ce zice popa? Și ce face popa? Pavel a zis, călcați pe urmele mele întrucât și eu calc. Unii încercau să o falsifice, da, erau apostoli mincinoși. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Au fost unii care au vrut să o distrugă, dragilor, da? Supraviețuirea și vechimea Bibliei sunt o mărturie externă care arată infailibilitatea acestei cărți în contextul în care în nenumeroase rânduri s-a decretat distrugerea Bibliei. De exemplu, Dioclețian, anul 303, a decretat ca Biblia să fie distrusă. Scritorul francez, Voltaire, necredincios, a spus, a spus odată că după 100 de ani de la moartea lui, Biblia nu se va mai găsi decât în muzeele cu lucruri vechi. S-a întâmplat așa? ce în mână? Biblia, nu? ce în mână, Gianina? Deci nu-i doar în muzee, nu? Da? Dragilor, chiar în casa în care și-a rostit el bagiocora cu privire la Biblie, se află astăzi un depozit de Biblii Așa că toată casa aceea este plină numai de Biblii, slăvit să fie Dumnezeu. Da? Astfel, autorul a avut grijă și de cei care au vrut să răstoarne, și de cei care au vrut să o modifice, și de cei care uh, au vrut să o distrugă. Dumnezeu a fost prezent acolo întotdeauna, dar ce este mai frumos este că autorul a avut grijă și de cei care au iubit-o. Spunea cineva că este singura carte pe care atunci când o citești, autorul este de față, este prezent. Dar nu doar autorul este prezent, și persoana centrală acestui mesaj este prezentă. Domnul Iisus Hristos. 3. Ne purtăm într-un chip vrednic față de Evanghelie, trăim o viață demnă de Evanghelie când experimentăm și respectăm puterea ei. Un alt element important al Evangheliei este puterea sa, da? Unul dintre versetele preferate din scriptură este Romani 1,16 cu 16 care ne spune, căci nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, căci ea este puterea lui Dumnezeu că ceea este puterea lui Dumnezeu spre mântuire, da? pentru oricine crede, pentru iudeu mai întâi și apoi pentru grec. Dragilor, în Evanghelia lui Isus Hristos există putere. Puterea de a schimba vieți. S-a dus la un moment dat o patroană care avea un magazin, s-a dus și a vorbit cu o prietenă și a zis, a zis femeia aceasta, zice, măi, duminică am auzit o predică extraordinară. Și a zis, păi despre ce s-a predicat? A zis, a zis, nu știu despre ce s-a predicat, dar când m-am dus acasă, spune femeia aceasta, după ce am ascultat predic, am fugit repede în grabă acasă și am aruncat greutățile da, de cântări, de, 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 a cântări, de, de cântărit false. Asta este Evanghelia, are puterea să transforme. Când vin în contact cu Evanghelia și ai făcut până acum furt, și ai mințit, și ai înșelat, și ai trăit în imoralitate, când intri în contact cu Evanghelia, Evanghelia are puterea să te transforme, să schimbe vieți. Există o luptă spirituală, vorbeam cu psihologul Lotului feminin și am vrut să, -l, să, -l, să văd cum se raportează la Dumnezeu cu psihologia lui și a zis, eu cred, bunica mea a fost credincioasă, m-a învățat despre Dumnezeu, existența îngerilor, demonilor, cred că există demoni care pot devasta viața oamenilor. Dar vă spun ceva, Evanghelia are putere peste toată puterea diavolului.” cuvântat să fie Domnul. Vă luptați acolo în întuneric cu puterea diavolului. Iisus Hristos este biruitor. Evanghelia are putere peste puterea diavolului. Are puterea de a rupe puterea diavolului. Are puterea de a salva, de a vindeca, de a elibera, spune cuvântul Domnului. Are puterea de a crea Evanghelia. Ceea ce n-au putut să facă ideologiile, ceea ce n-au putut să facă dictatorii, ceea ce n au putut să facă regimul nazist, crearea omului nou, a făcut Evanghelia, a creat omul nou, spune cuvântul lui Dumnezeu, da? Dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă. Amin. Și asta a făcut doar Evanghelia lui Hristos. Slăvit să fie în numele Lui. Un profesor de biologie, ținând în mână un pum de semințe de greu, spunea. Cunosc exact compoziția acestor semințe și aș putea fabrica pe cale chimică o sămânță asemănătoare în totul cu aceasta. Dar dacă semănăm semințele preparate de mine, din ele nu va ieși nimic. Elementele lor, componente, vor fi absorbite pur și simplu de pământ. Însă, dacă semăn aceste semințe create de Dumnezeu, ele vor deveni plante, spune acest profesor, deoarece conțin în ele misteriosul principiu pe care noi îl numim principiul vieții. Apoi a luat în mână o Biblie, a pus-o pe masă și a spus în felul următor. Această Biblie seamănă cu celelalte cărți și este tot așa de veche ca unele dintre ele. Totuși, numai Biblia este singurul și permanentul cuvânt al lui Dumnezeu. O sămânță nepieritoare, după cum spune Petru, în așa fel încât ea ne dă putere să ne naștem la o viață nouă, să trecem din moarte la viață și din întuneric la lumină, cu un cuvânt, ea este singura sămânță dumnezeiască ce conține în sine principiul, principiul vieții, Evanghelia lui Isus Hristos, are putere. Are. Și puterea aceasta este pentru toți. Trăim o viață demnă de Evanghelie când îi experimentăm puterea și îi liberăm puterea ei atunci când proclamăm mesajul Evangheliei. Că nu avem noi putere, asta e cu totul altceva. Evanghelia lui Hristos are putere. 4. Ne purtăm într-un chip vrednic față de Evanghelie când punem accentul pe harul ei. Și acest mesaj este deosebit de important. Pavel spune galatenilor, mă mir că vă abateți atât de repede la, de la Cel care v-a chemat în har, da, de la Hristos, la o altă Evanghelie. Ce se întâmplă în contextul acesta? Pavel predica că mântuirea vine prin har, doar prin har și în mod absolut numai în har. Veneau iudaizatorii după Pavel și spuneau, nu, 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 trebuie să mai face și circumcizie, trebuie să mai respectați și rigor din legea mozaică, nu doar prin Hristos. Dragilor, când propovăduim Evanghelia, dacă vrem să trăim o viață demnă de Evanghelie, atunci trebuie să punem accent pe harul ei. Astăzi există mai multe Evanghelii. Evanghelia tradițiilor, obiceiurilor, profitorilor, Evanghelia legaliștilor, sunt unii, o să fii mântuit dacă îți dai cravata jos de la gât. O să fii mântuit dacă îți dai verigheta jos de la, de, de la deget. Da? O să fii mântuit dacă îți dai bijuteriile din urechi jos. O să fii mântuit dacă... O să fii mântuit pe baza Harului Lui Isus Hristos. Punct! Nimic altceva. Absolut nimic altceva. Nu putem face nimic pentru a o îmbunătăți, pentru că, după cum am observat, Dumnezeu este autorul și noi nu putem adăuga absolut nimic la ea. Da? Dacă se adaugă ceva la ea, devine o altă evanghelie. Singura evanghelie adevărată este una a Harului. Este una a Harului, nu a faptelor. Este una a Harului, binecuvântat să fie Domnul. Este una a Harului și nimic în plus față de Harul acesta. Vă aduceți aminte de Situația aceea când un om, după ce Billy Graham a terminat o campanie de evangelizare împreună cu echipa lui, strângeau cortul. Și omul acesta a ajuns disperat la final după ce oamenii acești erau gata să plece și a venit disperat exact la Billy Graham. Și a zis, domnule, domnule, ce să fac, domnule, ce să fac? Zice, nu mai e ce să faci, zice Billy Graham, ai venit prea târziu. Păi ce da, dar vreau să-l cunosc pe domnul, vreau să mă pocăiesc. Zice, nu mai poți să faci nimic, ai venit Prea târziu. Omul credea gata, oamenii și-au terminat campania de evangelizare. Zice, dar spuneți-mi, vă rog, ce trebuie să fac? Și bilegre a zis, nu mai poți să faci absolut nimic, că a făcut Hristos totul pentru tine. Amen. Aleluia! El a făcut totul pentru noi. Nu mai puneți poveri în plus pe oameni. Mântuirea este absolut bazată pe harul generos arătat de Dumnezeu în Hristos Isus. Faceți fapte bune și veți fi mântuiți. Faptele sunt dovada mântuirii din viața noastră. Un om mântuit are fapte. Trăim o viață demnă de Evanghelie când punem accent pe harul ei și zic ca Dumnezeu să ne ajute. Ne apropiem de final. Eleazar, te rog să vii că o să și încheiem. Al cincelea lucru, ca să putem să le ținem minte pe toate. Trăim o viață demnă de Evanghelie când îi respectăm autorul. Știți că românii sunt în top la înjurători? Că nimeni, nicio altă națiune nu îl înjură pe Dumnezeu cum îl înjură românii? Românii înjură pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Hristos. Da? Aveam un antrenor când se enerva, acum se sizez că era o activitate demonică. Mă, nu înjura pe nimeni, numai pe Hristos îl înjura. Și cu o ură de aia înjura de... Îi se modifica aspectul feței. Oamenii în jură de criptă, de cristalniță, de obiecte religioase, de Paște. Poporul român care 90% este credincios, înjură într-un mod grosolan pe Dumnezeu. Nu respectă autorul ei. Vrem o Românie care să prospere, să fie vindecată, să fie... Și o mulțime dintre români cu pumnul ridicat împotriva feței lui Dumnezeu și nu-i respectă autorul. Evanghelia, dragilor, are un mesaj central și în mesajul ei central poate o să vi se, vi se pare... Mă, exagerează un pic fratele, alinșit o repetă lucrul acesta. Am ridicat-o pe Parascheva la un nivel mai înalt decât pe Hristos. Arsene Boca e mai popular ca Domnul Hristos și ca toți apostolii. Evanghelia aceasta, să știți, dragilor, că nu e nici măcar a lui Pavel, a lui Petru, a lui Luca, a lui Ioan. Este a lui Dumnezeu. Mesajul central este Hristos. Evanghelia are putere. Și dacă ești în dimineața aceasta aici și n-ai avut puterea să te ridici din impas, dacă te-ai luptat cu forțele diavolului, Evanghelia lui Isus Hristos are putere. Și în dimineața aceasta, în mod garantat, Isus Hristos te eliberează. Pentru că el rupe puterea diavolului. El răstoarnă planurile diavolului. Isus Hristos este viu în locul acesta. Pe de altă parte, spuneți oamenilor, noi trăim o viață demnă de Evanghelie când spunem, mântuirea este prin har. Absolut prin har și numai prin har. Nu mai puneți poveri pe oameni. Știu pe cineva care trăia în mod mizerabil. Și pentru că a venit odată o doamnă îmbrăcată în pantaloni, el era la învon. N-a văzut nimic altceva în biserică decât pe doamna aceea care era îmbrăcată în pantaloni și venise pentru prima dată. Și s-a luat public de doamna aceea, în timp ce în viața acestui om era o mizerie amendabilă. Și femeia aceea de rușine s-a ridicat și a ieșit afară din biserică. În loc să o conducă la Hristos și să-i spună că și pentru ea este har. Să nu mai adăugăm nimic, dragilor. Har? Prin har suntem mântuiți. A fost cineva de aici mântuit altfel? Trăim o viață demnă de Evanghelie când devenim ambasadorii ei. Ce spuneți? Noi dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Când devenim ambasadorii ei, sunt unii oameni care vin la biserică, acceptă Evanghelia, dar nu devin ambasadorii ei niciodată. Nu vorbesc cu colegii lor de la muncă, cu colegii de la școală, nu. Un ambasador este un ministru de stat care îl reprezintă pe dregătorul său într-o țară străină. Noi deseori în Evanghelii, în epistole, îl vedem pe Apostolul Pavel descrins slujba creștină ca pe o chemare elevată și demnă. Nu o chemare oarecare. Aici el se compară pe sine cu un trimis special al lui Hristos în lumea în care trăim. De asta suntem noi. Trimiși speciali ai lui Hristos în lumea în care trăim. Da? Pavel a fost un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu, iar Dumnezeu ruga fierbinte prin intermediarul său. Fiți atenți și imagine frumoasă. Poate ni se pare ciudată aplicarea acestor cuvinte la misiunea unui ambasador. În mod normal, nu ne imaginăm un ambasador să facă rugăminți. Însă gloria Evangheliei constă în faptul că Dumnezeu realmente, fiți atenți, s-a plecat rezemându-se într-un genunchi și cu lacrimi în ochi. Îi roagă fierbinte pe oameni să se împace cu ei. Un ambasador niciodată nu folosește rugăminți. Însă Dumnezeu, prin ambasadorii Lui, n-a făcut altceva decât să-și pună genunchiul jos pe pământ, să se uite în ochii oamenilor și cu lacrimi în ochi să-i roage fierbinte pe oameni să se împace cu el. Ce minunat e Dumnezeu! Ce lucrare minunată ne-a dăruit Domnul nou să fim ambasadorii Lui. Dacă mai există o dușmănie, dragilor, dușmânia este de partea omului căci Dumnezeu a înlăturat toate barierele din calea părtășiei omului cu Dumnezeu. Dumnezeu a făcut tot ceea ce se putea face. Trăim o viață demnă de Evanghelie când devenim ambasadorii ei, nu profitorii ei, nu cei care o răstoarnă, cei care o modifică, cei care vor să o distrugă, ci ambasadorii ei. Și în ultima instanță, și poate că e cel mai important, când trăim Conform ei. Știți că spunea la un moment dat cineva că ar trebui să predicăm Evanghelia mai mult trăind-o fără cuvinte? Nu sunt de acord. Noi trebuie să o proclamăm pentru că prin auzirea Evangheliei oamenii vin la credință. Dar cât de important este ca noi să o trăim, fiți, dar împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Într-o zi a venit un credincios la păstorul său și a zis Domne, am niște vecini care cred într-o evanghelie falsă. Ai vreo literatură pe care să le-o dau? Și păstorul și-a deschis Biblia, s-a dus la 2 Corinteni 3 cu 2 și a citit de acolo. Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oameni. Vă invit cu respect să vă ridicați în prezența Domnului. Cea mai bună literatură din lume nu înlocuiește propria noastră viață, Doamne, dragilor. Nu este o virtute în a poseda o Biblie, în a deține o Biblie. Dacă nu o citim și dacă nu o împlinim. Biblia nu trebuie să fie pusă în porbagaj ca să ne păzească când mergem cu mașina. Biblia trebuie să fie pusă în inimă să ne transforme viața și să trăim în mod autentic Evanghelia lui Isus Hristos. O viață demnă de Evanghelie nu înseamnă că știi să vorbești bine, că ești bun orator. E un dar de la Dumnezeu și acesta. Dar ce-ar fi să vorbești bine și să și trăiești bine? Ăsta e nivel de excelență. Să și vorbești bine, să și trăiești bine, e nivel de excelență. Vreți să trăim o viață demnă de Evanghelie? Să respectăm autorul. Autorul Evangheliei este Dumnezeu. Să respectăm persoana principală a Evangheliei, Isus Hristos. Să lăsăm ca Evanghelia să se manifeste în dimineața aceasta peste adunarea noastră. Evanghelia lui Isus Hristos are putere. Are putere să aducă oameni de la moarte la viață. Are puterea să te elibereze de depresie, și Domnul o face în dimineața aceasta. Cuvântul lui este viu și lucrător, permanent activ. Domnul lucrează în dimineața aceasta. Dumnezeu te ridică din impas, din boală, din neputință, din slăbiciune, de sub asaltul și agresivitatea diavolului împotriva ta. Dumnezeu te eliberează. Crede numai. Evanghelia are putere, aleluia. Pe de altă parte, Evanghelia manifestă har. Și numai har în dimineața aceasta peste fiecare dintre noi. Mântuirea este prin har, prin Isus Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Toți cei care aveți nevoie de har, nu cum spunea Domnul acesta care a plecat dintre noi, că nu există har, dar există har și este generos. Dumnezeu a demonstrat har față de noi toți. Slavă Lui! Să ne ajute Domnul Dumnezeu, dragilor, să trăim o viață demnă de Evanghelia Domnului nostru, Isus Hristos să devenim ambasadorii ei pretutindeni și în același timp să trăim să trăim conform Evangheliei. Ne rugăm împreună.